Emisiunea Rețeta Sănătății vă este oferită de Sanador. Medicamentele anticoagulante împiedică formarea cheagurilor sau deplasarea cheagurilor existente. Tratamentul este recomandat în diferite afecțiuni. Indicația cea mai importantă și cea mai frecventă pentru această prescripție este reprezentată de fibrilația atrială, care este o aritmie cu risc foarte mare de a emboliza la nivel cerebral. Dar există și tromboembolismul venos, care înseamnă apariția unei tromboze venoase profunde cu complicației imediată embolia pulmonară. După cum există și alte situații în care medicul poate să prescrie tratament anticoagulant, cum ar fi trombofiliile. Există două tipuri de tratamente anticoagulante, unele care sunt injectabile și unele care sunt orale. Pentru varianta injectabilă există două tipuri de tratamente injectabile, cu heparină care este nefracționată și cu heparină cu greutate moleculară mică. Heparina de obicei se dă numai în spital, pentru că necesită monitorizare prin APTT la 6 ore, pe când heparina cu greutate moleculară mică nu necesită monitorizare și atunci poate fi făcută și de pacient acasă. Această heparină cu greutate moleculară mică se ajustează în funcție de greutatea pacientului și evident că există doze diferite în funcție de profilaxie sau de tratament. Există și tratamente anticoagulante orale. Aceste tratamente anticoagulante orale până acum câțiva ani existau sub formă de acenocumarol, care era o antivitamină K și care necesita o monitorizare lunară a unui indice care poartă numele de INR. Și acest INR, dacă era între 2 și 3, arăta că acest tratament anticoagulant este eficient. În contextul actual, al apariției noilor anticoagulante orale, această monitorizare nu mai este necesară. Pentru pacienți e mult mai facil să primească un tratament cu anticoagulant de tip nou pentru patologia la care s-a recomandat. Există două tipuri de intervenții care sunt importante, adică intervențiile cum ar fi stomatologice sau endoscopii, bronhoscopii, care durează sub 45 de minute, da? Și care necesită un anumit tip de management pentru oprirea anticoagulantului, și intervențiile care sunt peste 45 de minute, intervenții importante, operații, intervenții ortopedice, care necesită alt tip de management. În cazul unor sângerări semnificative, pacienții trebuie să întrerupă tratamentul cu anticoagulante și să se prezinte la compartimentul de primiri urgențe al unui spital. Emisiunea Rețeta Sănătății vă este oferită de Sanador.